leșin și mă topesc, nu altceva. Da. Un câine de pază bun nu e musai să fie mare și fioros. Atâta timp cât latră în caz de pericole, poate să o facă și din poșetă. Pomeranienii sunt o rasă adorabilă și prietenoasă, iar ca dovadă, Laurențiu Strană ne arată câteva exemplare simpatice. Bine ai venit! Salut! Bine ai venit! Simpatice și gălăgioase! Văd că e gălăgie mare aici. Deci, da. Să vă mai arăt ceva. Caută pe doamna Laura. Da, bravo! Uitați-vă puțin! Da! Doamne, să ne spui un pic despre această rasă, care sunt particularitățile? Ei sunt niște câini inteligenți. Așa. Se adaptează foarte ușor într-o familie. Da. Sunt foarte ok pentru copii, pentru apartamente. Ei au o durată de viață între 12 și 16 ani. Sunt mai multe tipuri, sunt pe mai multe dimensiuni, mai mari, mai mici sau cam așa, cam asta este mărimea sunt lor. Sunt pomeranian toi. Da. Pot fi și micro, mai mici decât toi. Da. Schwerkpitz poate fi mai mare decât ce avem aici. Ok. Dar noi avem niște exemplare până în 2 kg. Da. Această rasă este în mod deosebit căutată, pentru că sunt foarte mici și foarte simpatici. Sunt într-adevăr adorabili, au o blană extrem de frumoasă, așa. Este recomandat să fie tunși sau trebuie lăsați așa? Necesită o îngrijire specială blana lor? Nu neapărat, dar este bine ca în fiecare lună să mergem la un coafor pentru cățeluși, să fie puțin cosmetizați, da? Da. Da. Trebuie un pic ajustați doar, să aibă o formă cât mai frumoasă. Da. Să arate îngrijiți. Da. Da. Sunt niște căței cuminți? Da, foarte cuminți, inteligenți, după cum am spus. Așa. Ce pot să spun? Numai de bine, pentru că nu sunt... nu știu cum să spun că am dar sunt câini de pază buni. Da, sunt foarte protectori. Pentru că ei, deci dacă ei ar merge afară și ar vedea un alt câine de rasă mare, da? Ei nu ar ține cont, pentru că ei consideră că sunt invincibili. Da. Da. Și lătratul este o alarmă bună, am înțeles, da, la pomerania. Da, da, sunt foarte alerți, într-adevăr. Sunt foarte alerți. Cum se comportă cu copiii? Cu copiii se comportă foarte bine, se integrează foarte bine. După cum am spus, ei se integrează foarte ușor într-o familie. Cu atât mai bine dacă ei merg de mici, de la 3 luni de zile, într-o familie nouă, atunci ei se vor adapta foarte ușor și va fi foarte ok pentru ei. Sunt o rasă rezistentă sau sunt bolnăvicioși? Ei au nevoie de o digestie, de o alimentație corectă. Pot avea probleme digestive din cauza alimentației. Trebuie să aibă undeva la 20 de grame pe masă, timp de 4 mese pe zi. Și cam ce mănâncă? În jur de 17 grame un pui de 2 luni și jumătate, iar ei la 25 de grame pe masă, undeva la 100 de grame pe zi. Grăunțe, 100 nu? 100 de grame pe zi? Da, da. Așa puțin? Da, da, foarte puțin, pentru că este o talie mică și... Da. Dar ei sunt prietenoși, adică se înțeleg și cu alte animale de companie? Da, sau da, da. Sunt geloși? Nu, sunt foarte prietenoși. Nu, n-au nicio treabă. Ei sunt foarte prietenoși cu orice animal. Au nevoie de dresaj? Pot fi dresați? Pot fi dresați. Este recomandat. Ei sunt foarte inteligenți. Nu este nevoie să-i certăm, pentru că ei înțeleg foarte repede orice comandă pe care o dăm. Cu atât mai bine. Dacă îi dresăm de mici, atunci ei vor înțelege ușor, ușor. Dacă dorim să ne achiziționăm un astfel de animal de companie, la ce ar trebui să mai fim atenți? Ce ar trebui să fim atenți, în primul rând, la părinți. Așa. Pedigriul lor să fie un pedigri bogat, să fi fost duși în concursuri. Și trebuie să fim atenți la fontanelă, pentru au și ei fontanelă ca și copiii. Da. La mușcătură să fie înfoarfecă, să nu aibă prognatism. Și, în special, v-am spus, la părinți, trebuie să vedem părinții, în primul rând, ca să ne putem da seama de cum vom ajunge la maturitate. Da. Dar spune-mi, te rog, și repede și clar, cum te putem găsi pe Instagram? Pe Instagram ne puteți găsi pe Pomeranian Papi Bu și pe Facebook de asemenea. Pomeranian Papi Bu. Bu. Da. P-U-P-P-Y-Bu. Da. Perfect. Mulțumim foarte mult. Cu multă plăcere. Cu multă plăcere. Laurențiu Strană și... Povoșenilor, mulțumim că le-ai adus. Mulțumim tare mult. Cu multă plăcere.